Iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Cred că niciodată nu o să mă satur de colinde, precum mă gândesc că nici dumneavoastră. Pentru că ele ne obligă prin conținutul lor și mai ales prin adevărul biblic să ne întoarcem undeva, într-un anumit loc și într-un anumit spațiu. Cei mai mulți dintre noi, exceptând pe cei foarte tineri, ne-am născut la sat. Am trăit o bucată de vreme în acest paradis numit la țară. Nu-mi va fi niciodată jenă și rușine să recunosc că primii 8 ani din viață i-am trăit la țară. De altfel, trebuie să recunosc încă ceva. Că poate că singurii ani cu care pot să mă laud fără să fiu prins în lațul fariseismului sunt acești primii ani din viață, copilăria. În rest, sunt un om cu plusuri și cu minusuri. Sunt un om care nu pot să mă ridic să spun, sunt grozav. Dacă ar trebui să spun că sunt un netrebnic, mă pot grăbi repede să fac asta. Acolo la sat este ca o celulă din univers. Mereu mi-e dor de locul ăla. Într-un fel mi-am plănuit că dacă Dumnezeu mă lasă să trăiesc normal și ajung bătrânețile și între timp nu vine sau nu mă cheamă, sincer, vreau să mă întorc înapoi la sat. Și vreau să sfârșesc și să mor acolo. Iubesc satul. Pentru că acolo am văzut primele imagini despre ceea ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Și acolo l-am simțit parcă pentru prima dată pe Dumnezeu, respirând viață în preajma mea. Mi-e doar de sfinții de la sat, de cei oameni bătrâni, nebarberiți, uneori ofiliți și secătuiți la față. Mi-e doar de blândețea lor și de bunătate afișată în privirile lor. Mi-e doar de acei oameni care niciodată n-au știut să se văicărească. Niciodată nu l-am auzit pe tata spunând, nu mai pot, deși el a apăsat de creșterea unei familii numeroase. L-am văzut mereu pornind de dimineața până seara. Neobosiți, purtau necazurile și visurile în ei. Au fost o generație care nu s-au exprimat niciodată îndeajuns. Și sunt convins că aveau să ne învețe foarte multe lucruri și că toată inteligența noastră de astăzi, atunci când vorbea un minut un bătrân, pălea orele noastre în fața lor. Suntem de atâtea ori oameni foarte artificiali. Vorbim din teorii învățate și nori nici palea nu reușim să le stăpânim și să le expunem. Din ei au vorbit viață, au vorbit faptele. Mi-e dor de părinții mei, mi-e dor de atmosfera de sărbătoare la sat inconfundabilă, pe care de multe ori o caut și parcă nu mai pot să o regăsesc, pentru că piesele lipsesc de pe tablă. Pe lângă faptul că eu nu mai sunt un copil și am pierdut vraja aceea, nu mai sunt nici ei părinții mei. Au plecat la cel pe care l-au iubit de la început. Mi-e dor de mama care mereu avea năframa legată sub barbă. Tot timpul când o vedeam așa, mi se părea că e tristă. Totdeauna doream să văd imaginea asta spectaculoasă, când mama se sufleca la mâini și își lega năframa în spate. Era semnalul bucuriei. Era semnalul că începe sărbătoarea. Era semnalul că vom zburda în preajma ei și în sfârșit va fi o zi glorioasă. Poate ți-e dor și ție. Poate ceva amintiri îți brăzdează inima și fața. Era atâta liniște și atunci și atâta pace. Parcă n-aveam pe veri pe umeri. Astăzi
De multe ori vreau să mă scutur de ele și să țin scai de mâne. Când nu le mai am, parcă nu mai sunt eu. E o lume tristă, o lume grea în care trăim. Și bucuria acestei seri, bucuria acestei colinzi, m-au întors în timp. La iernile acele aspre, friguroase, când scârțâia sub tălpile noastre, înghețate uneori, de șosete prea puține, zăpada. Mi-e dor, mi-e dor de tot ce a fost acolo. Și într-un fel, tot acest sat frumos în tot ce era el, acești oameni sfinți, acești bătrâni împovorați de lipsuri și necazuri, de frig și sărăcie. Într-o zi un prieten mi-a spus, vină cu mine la spital, pentru că e acolo tata. Vino să ne rugăm pentru el, că deja are cangrenă la un picior și i-a amputat 3 degete. Și am zis, gata, vin cu tine. M-am dus în salon și am găsit acolo un bătrân tăcut. Și atunci când fiul s-a întrebat, tată, cum ești? El își aduna puterile și schița o liniște și un zâmbet extraordinar. Spunea, sunt bine. M-a năpădit lacrimile pentru că eu mă văicăresc pentru durere de cap. El a zis, sunt bine. Dar tată, nu te doare piciorul? Nu. Dar tată, nu te tem dacă va trebui să ți-l taie? M-a spus, nu, totul va fi bine. Liniștea aceea, sensibilitatea aceea, puterea aceea, credința aceea, bunătatea aceea, sfiala aceea, sfințenia aceea, este legată de niște oameni puternici. Până la urmă, eu și voi, mulți de aici, suntem produsul lor. Ne îmbătăm cu apă rece dacă suntem produsul școlilor și a teologiei și a teoriei. Suntem produsul unei generații cu adevărat de aur, care a stat sub noi ca niște stejari puternici. Ne-a influențat profund viețile, chiar dacă voi n-ați știut asta. Uneori prin tăcerea lor, dar prin faptele lor extraordinare. Colindul este legat de ei, este legat de viața lor. Noi nu mai știm să colindăm. Noi colindăm uneori mecanic. Ei, prin viața lor, au fost un etern colind și un Hristos cu adevărat care l-au prezentat. Pentru ei, Emanuel nu era o poveste. Pentru ei, Emanuel nu era un nume. Pentru ei, Emanuel era o experiență. Era o realitate. O realitate care am văzut-o în ochii lor până la capăt. Atunci când pe ultima 100 de metri tata se chinuia cu niște boli cumplite pe care nu le mai putea rezolva niciun medic de pe pământul ăsta. Când diabetul i-a furat poate visele să-mi vadă și ultimii mei copii. Când frinichii au refuzat să mai pompeze. Când s-a văzut într-o situație, într-un fel, fără ieșire, mutându-l dintr-un spital în altul, niciodată nu l-am auzit punând o întrebare lui Dumnezeu, de ce? Am regăsit în el momentele când am zis, acum pleac acasă. Mereu expres, Doamne bun, Dumnezeule, te iubesc. Și a plecat într-un colin sfânt, arătând pentru totdeauna, înspre mine și ceilalți frații mei, că Emanuel n-a fost pentru el un verset uitat în Biblie și cântat de sărbători, Dumnezeu este cu noi, ci era o realitate pe care au dus-o până la capăt. Și Dumnezeu este cu el în odihnă și Dumnezeu va fi cu ei și cu generația asta într-o zi în înviere și apoi Dumnezeu va fi cu ei în eternitate. Din toată inima, trăiască Domnul în veci. Binecuvântat să fie Iisus în veci. Binecuvântat să fie Dumnezeul sărbătorii de nașterea Domnului. Când fecioara a rămas însărcinată și a născut un fiu și i-a pus numele, și i-am pus numele, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și eu m-am săturat și voi de declarații siropoase în care am spus de multe ori Dumnezeu este cu noi. Și nu era așa. V-ați săturat de predicatori care de multe ori vin și etalează un Dumnezeu care ar fi, dar de atâtea ori suntem noi cu noi. Ne-am săturat poate de cântăresc care de multe ori mai mult își prezintă talentul decât realitatea unui Dumnezeu prezent în cântare, care determină duhurile să fugă, care determină puterea Dumnezeului celui viu să coboare. Acești cântăreți în această seară, mă rog să fie binecuvântați de Emanuel, Dumnezeu să fie cu ei. Dumnezeu este cu noi. Este o promisiune și trebuie să fie o realitate extraordinară. Eu nu o să predic mult seara asta. Dar de fiecare dată mă gândesc cât de crun și greu și suferind este să nu fie Dumnezeu cu tine. Dacă ai uitat asta, dacă încerci să te descurci singur, adu-ți aminte, întreabă pe Adam și pe Eva, ce-a însemnat următorul mic dejun fără Dumnezeu?
Întrebați pe ei care de fiecare zi și în fiecare dimineață Dumnezeu era cu ei. Întrebați pe ei ce au simțit atunci fugăriți de propria lor alegere printre pomi și în grădină, hăituiți singuri, fără niciun viitor, speriați, șocați. Astăzi întâlnim o grămadă de oameni la fel ca ei. Suntem speriați. Uneori fugim de noi înșine și de fantoma trecutului nostru pe care scrie păcat, depărtare de Dumnezeu. Fugim în biserici, fugim în mănăstiri, fugim sub cruci, fugim lângă predicatori, fugim printre oameni să ne ascundem. Dar de fapt, marea noastră problemă nu este ce religie suntem, nu este de ce grupare facem parte. Marea problemă nu este cine este păstorul tău, cine sunt cântăreți și cum cântă corul și orchestra. Marea ta problemă și a mea este o întrebare care trebuie să îmi sfredelească mintea. Dumnezeu e sau nu cu mine? Eu pot să spun în seara aceasta Emanuel în libertate și pot în secunda a doi să simt pe Dumnezeu cum clocotește în inima mea ca un zumzet de apă pe care dă să iasă afară. Oare este Dumnezeu cu mine? Asta înseamnă că păstorul, că predicatorii, că cântăreții nu mai trebuie să trăiască de mine să spună amin și aleluia, cu un clocot de cuvinte este în inima mea și pot să stric fără încetare, nu până la nouă, uitându-mă la ceas, oare cât mai predică Gabi și cât mai cântă ei? Nu! Și deodată izvorul acesta mă inundă și sunt gata să mă predau lui Dumnezeu până mâine dimineață și să stric fără încetare. Trăiască Domnul! Iisus Hristos este Domnul! Aleluia! Osana! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului! Emanuel nu e o poveste. Emanuel înseamnă o realitate pe care tu trebuie să o experimentezi, să o trăiești, să o simți în venele tale spirituale. Dacă nu crezi că e greu fără Dumnezeu, întreabă-l pe un Samson care i-a simțit prezența ani de zile în mușchii lui spirituali, care nu se temea de orice dușman, indiferent cât de numeros era. Dar simte-l în durerea când neputințele unui Dumnezeu care s-a depărtat de la el l-au împresurat. Când dușmanii le-au scos ochii fără milă și nicio putere, nicio vlagă nu mai era în el și nu mai putea să oprească un viitor devastator, dezastros care îl urma din ziua aceea. Dureri cumplite i-a răvășit inima. De atâtea ori ai fost imun în fața puterii celui rău, care ți-a scos ochii și nu mai ai nicio viziune pentru viața ta, nu mai ai nicio viziune pentru familia ta, nu mai știi spre ce te îndrepți. Astăzi este o seară de colinzi, când am cântat ultima cântare. Dumnezeu este cu noi! Dumnezeu este cu noi! O, El ne ajută în nevoi! Dumnezeu, da, Dumnezeu este cu noi! Dar viața ta este închisă, dar viața mea este searbădă. Dar nu știu unde mă duc și nici nu știu unde să sfârșesc. Dar mergem într-un mecanism, uneori împresurat și vopsit de o religie pe care scrie pentecostal, baptist, ortodox, catolic. Mergem în virtutea inerției. Dar oare mai este adevărat? Oare mai este Dumnezeu cu noi? Suntem fără ochi, fără gură, fără putere. Suntem și noi ca și Samson depărtați de Dumnezeu și Dumnezeu depărtat de noi datorită păcatului și răzvătirii și rebeliunii noastre. Învârtim acolo la o râșniță în fiecare zi pe care scrie bani, alergare și alergare și rutină și rutină și stânjim după un moment în care Dumnezeu cel puternic, sfânt și adevărat, ne va aduce o clipă de bucurie, de speranță, de adevăr, să ne putem ridica încă o dată împotriva dușmanilor care ne-au furat copiii, care ne-au furat liniștea, care ne-au furat nopțile liniștite și le-au înlocuit cu coșmare, care ne-au furat dragostea din biserică, încă nu mai putem să ne privim în ochii unii pe alții, care ne-au furat acea sfințenie a bătrânilor de altă dată, acea bunătate, acel bun simț. Acel te iubesc, mamă, spus fără vorbe. Nu știu de câte ori am spus lui mama să o iubesc, că o iubesc într-o viață. Dar am spus zilnic, prin ochii înlăcrimați atunci când o priveam. Nici eu nu i-am făcut multe declarații de dragoste, dar în schimb viața lor puse pe altar pentru ființele noastre ne-au demonstrat că dragostea este dincolo de cuvinte, este o realitate, un fapt adânc. Mi-e dor de oameni cu care este adevărat Dumnezeu cu ei. Oameni care să nu mimeze un act de rugăciune. Oameni care să nu trădeze prin cuvinte iscusite pe care le spunem mai mult încercând să șocăm audiența decât să aducem pe Dumnezeu să ne vindece, să ne mântuiască, să ne libereze. Mi-e dor de oamenii simpli care se rugau în trei cuvinte. Dar atunci când se rugau, începeau să plângă instantaneu și niciodată n-am știut de ce. Până mai târziu când am știut, oamenii aceia aduceau pe Dumnezeu în adunare prin simplitatea lor. În această seară, aici, este cineva despre care eu predic. Numele lui este Emanuel. Dumnezeu este cu noi în seara asta.
Dumnezeu este aici în adunare. Dumnezeu este în centrul adunării. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă până în seara aceasta Dumnezeu a fost un nume, o etichetă, a fost o angajare într-o formă religioasă, într-o grupare că ți-a fost dragă, că tu ai fost în biserica asta și alții în alta, tu în ce biserică ești? Eu sunt aici. Oh, e bine de tine. Oh, ești dincolo, ești praf. Când vom scăpa de asta? Nu știu. Atunci când vom accepta odată să lăsăm pe Dumnezeu să fie în noi și Dumnezeu să fie cu noi, discursul nostru se va schimba. Răutatea din noi va pleca. Dar mie mi-este greu uneori că mă duc în orașe și unii spune: nu te du la biserica aia. Oameni care slujesc la altare. Dar nu pot să cred așa ceva. Mă întreb, Dumnezeu e sau nu cu noi? Iertați-mă îndrăzneala. Ne-am fixat în grupul nostru, ne-am fixat în ideea noastră, ne-am fixat în forma noastră și parcă nu ne mai pasă. Dar cine strigă în această seară? Emanuel! Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu ei, cu celălalt, cu celălalt. Dumnezeu este cu noi. Nu este un Dumnezeu egoist, care îl țin pentru mine, care îl împart la cine vreau eu. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al egoismului. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Aleluia! Dumnezeu este un Dumnezeu al jertfei. Dumnezeu iubește aproapele, de aceea coboră din cer într-un trup uman ca să ne îndumnezească pe toți. Dar noi l-am dat afară pe Dumnezeu. L-am dat afară pe Dumnezeu din familiile noastre, că am zis, suntem suficient de deștepți ca să le conducem. Nu-i așa? Bărbați! Ne târâm familiile în direcțiile pe care noi le vrem, pentru că suntem prea inteligenți, suntem prea deștepți, suntem prea buni, suntem prea educați ca să mai avem nevoie de Dumnezeu, ca să mai putem striga dimineața când ne trezim: Emanuele, fii cu noi astăzi. Arată-ne drumul pe care trebuie să mergem. Emanuele, fără tine ne potignim. Emanuele, fără tine ne prăbușim. Ți-e jenă, domnișoară, să te trezești dimineața să spui Emanuel? Mai bine te uiți în oglinda ta și spui: ah, sunt grozavă, astăzi o cuceresc lumea, astăzi o dau peste cap toți care mă vor privi. Astăzi trăim niște tragedii cumplite pe care noi le alegem. Zilnic îl pierdem pe Dumnezeu pentru că noi vrem să-L pierdem pe Dumnezeu. Dumnezeu vine în urma noastră, încet, tăcut și liniștit. Și din când în când așteaptă cu nerăbdare să-ți întorci cap odată înspre El, să te întorci din drumul tău care te va duce la dezastru și să poți să vezi uimit să cazi în stradă, în drum, în autobuz, în avion, în biserică, în hol, oriunde ești, să cazi, care te zap, să spui: nu se poate. Dumnezeu de atâta vreme este în spatele meu și nu l-am văzut. Dar acum mă întorc în această seară și spun într-o cădere și o liniște spirituală: Emanuel, Dumnezeu este cu mine. Aleluia! Dumnezeu este cu mine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ați citit și voi, am citit și eu ce a spus fiica distinsului predicator Billy Graham. Când a fost luat interviul acela aici în America, la un post important de televiziune, i-a vorbit despre Dumnezeu, a vorbit despre Emanuel. La un moment dat, reporterul, cu îndrăzneală în care a crezut acum întrebarea asta cu vă băga la col și ea nu va putea să aibă o replică, a zis: dacă ăsta e Dumnezeul care îl prezinți tu, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu al iertării, un Dumnezeu al salvării, un Dumnezeu al mântuirii, dacă ăsta e Dumnezeul pe care tu îl prezinți, de ce a îngăduit 11 septembrie în America? Și a zis: tăcere, nu va mai avea replică. Și a zis: stimate Domn, noi în țara asta am dat legi ca Dumnezeu să plece afară din școlile noastre. Și noi și voi le-am acceptat fără nicio problemă și am zis: e în regulă, să pleci. Noi le-am dat pe Dumnezeu afară din conceptul familiei și am zis: familia americană se va descurca fără Dumnezeu. Și le-am dat afară pe Dumnezeu. Noi le-am dat afară pe Dumnezeu din viețile noastre. Domnule, Dumnezeu este un gentleman. Dumnezeu pur și simplu a plecat. Și ceea ce vedem în preajma noastră este răspunsul la lipsa unei realități din viața ta și a mea, pe care scrie simplu: Emanuel. Dumnezeu este sau nu este cu mine? Nu te întreb dacă o religie în seara asta, știu că o ai și ți-e dragă și ai fi gata să-ți rupi cămașa pentru ea. Nu te întreb în seara asta că te pui pe genunchi sau nu te pui. Nu asta te întreb. Nu asta mă întreb. În această seară mă întreb dacă vestea asta care a venit: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și vom pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Aș vrea versetul ăsta să fie realitate pentru dumneata, pentru tine cel mai tânăr, pentru voi, familii care sunteți aici și pentru bisericile noastre. Aș vrea atunci când ne adunăm împreună, Dumnezeu să ne taie respirația
Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni în viețile noastre, în casele noastre, în familiile noastre și în bisericile noastre. Este timpul întoarcerii, oameni buni. Este timpul trezirii. De ce oare nu ne-am trezit mulți de aici, într-o atmosferă de colinde pe care am vrut cu grupul Speranța să o aducem și să o prezentăm, ducându-ne în urmă la Dumnezeul acela simplu, uneori tăcut, dar un Dumnezeu care a acceptat smerenia satului. Nici nu știu de ce Dumnezeu s-a născut la sat. Dar puțini au putut să-i cânte în realitate cântarea asta. Dumnezeu este cu noi. A putut să o cânte o fecioară, o țărancă, care a ales Dumnezeu și a ales-o Dumnezeu și a acceptat să poarte în pântecele ei pe Dumnezeu. A putut să cânte fraza asta în realitate un Iosif, care s-a lipsit de egoism și atunci când a venit vizita unui înger, a acceptat să treacă peste pretențele lui și să asculte de Dumnezeu. Și a putut să spună, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. N-au putut să o cânte șefii de la hotele. Dumnezeu a intrat în satul lor și ei n-au știut. Dumnezeu s-a născut în preajma lor și abar n-au avut. Ei și-au continuat noaptea lor, și-au continuat religia lor, și-au continuat ceea ce ei știau foarte bine să facă. Dar Dumnezeu i-a surprins. Și Dumnezeu a venit în satul lor, în localitatea lor, în preajma lor. Dumnezeu se năștea și era prezent într-o noapte acolo. Și ei habar n-au avut de azi. Mă tem de repetiția acestui eveniment. Mă tem să nu mă surprindă Dumnezeu. Mă tem nu cumva Dumnezeu să umble în preajma mea, dar să nu fie în mine și cu mine. De aceea, în această seară spun, alege și spune, Emanuel, Dumnezeule, vreau să fii cu mine. Și să spunem toată biserica, amin, aleluia. Să spunem toată biserica, amin, aleluia. Dumnezeu este cu noi? Ce-o fi însemnând asta? Dumnezeu cu mine și cu tine înseamnă că El va fi cu noi în încercările și necazurile prin care trecem. Dumnezeu va fi acolo. Și eu am trecut prin necazuri. Și eu am trecut prin probleme și voi ați trecut. Dar de fiecare dată când am trecut prin ele, m-am bazat pe un adevăr fundamental. Că nu voi fi singur în ele. Atunci când am simțit că apăsarea e atât de mare, m-am prăbușit și am zis, Doamne, ajută-mă! Doamne, fii lângă mine și ridică-mă! Am simțit o mână pe care n-am meritat niciodată să o simt. Am simțit cum m-a apucat când eram prăbușit și m-a ridicat până sus în picioare. Și a zis, mergi mai departe. Eu sunt Dumnezeul tău. Eu sunt cu tine. M-am întors și am strâns singur cuvânt, Emanuel. Emanuele, tu ești cu mine și cu casa mea și cu viața mea. Valea asta plângerii este o vale plină de necazuri și probleme. Atunci când cei trei tineri li s-a oferit posibilitatea să închine sau să refuze să închine acelui chip din Valea Dura, eu zic nu. Noi nu vrem să ne închinăm, pentru că noi am ales un singur Dumnezeu să slujim. Și atunci, după cum bine știți, pedeapsa a fost să fie aruncați într-un cuptor aprins. Și a zis, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Adică Dumnezeu este cu noi în necazul ăsta. Dar chiar dacă nu ne scapă, Dumnezeu oricum va fi cu noi dincolo de viața asta. Pentru că și în moarte, Dumnezeu este Emanuel. Aleluia! Și i-au aruncat în cuptor. Dar acolo în cuptor, i-au strigat un singur lucru. Emanuel! Dumnezeu este cu noi. Și credeți-mă, cei mai atei din preajma voastră, cei care sunt cei mai înglodați în păcat de pe strada voastră, colegii care nu le-a păsat niciodată de Dumnezeu, colegii care nu v-au suportat niciodată pocăința și credința voastră, lumea asta care nu ne suportă și ne-ar bea într-o înghițitură de apă, lumea asta care ne refuză să ne vadă printre ei, credeți-mă, toată se oprește. Și toată lumea asta va fi îngenunchiată în fața unui sfânt al lui Dumnezeu și a unor sfinți al lui Dumnezeu, care Emanuel pentru ei nu e un nume, ci este o experiență. Toți vor vedea și vor citi pe fața sfinților lui Dumnezeu și vor recunoaște mai devreme sau mai târziu, bă, cu oamenii ăștia este cineva. Și își vor da seama
că Cel care este cu noi este Emanuel, Dumnezeu. Aleluia! Faptul că dumneata ești aici în seara aceasta înseamnă că Dumnezeu a fost cu o generație întreagă. Faptul că noi suntem aici este că Dumnezeu nu ne-a abandonat și că Dumnezeu a fost cu noi în mijlocul încercărilor și a problemelor, că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, cine ar mai fi fost în picioare? Nimeni! Dar Cel care a fost lângă noi în fiecare zi este Emanuel, Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele! Căci atunci când am simțit că e straja patra, când puterile mi-au obosit și ale tale, când ți-ai frământat mâinile pe holul spitalului și a zis: Doamne, nu mai este nicio speranță. Atunci când am simțit că crize economice bat în geamul vieții noastre, am zis: Doamne, nu ne mai putem ridica. Când am simțit că suntem la ultima limită, când se îngâna ziua cu noapte, când era totul cenușiu și nu mai știam ce se întâmplă și așteptam resemnați în oarecare final, întotdeauna Dumnezeu a știut să ne surprindă și a venit la noi umblând pe ape, ca o autoritate peste orice situație, peste orice criză, de orice natură. A venit să calcă pe ape ca să știm întotdeauna că orice criză este sub picioarele Lui și Cel care este deasupra tuturor problemelor este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui! Binecuvântat să fie numele Lui! Și a venit și de multe ori nu l-am înțeles. Am crezut că e o nălucă, ne-am sperat, am țipat, ne-am văitat. Dar a venit și s-a revelat și a zis: nu vă temeți! Nu te teme de criza din familia ta, nu te teme de boala ta, nu te teme de singurătatea ta, nu te teme de suferința ta. Nu vă temeți, eu sunt! Nu vă temeți, eu sunt! Și ne-am întors buimăcit și speriat și am zis: cine ești, Doamne? Și l-a zis simplu: eu sunt Iisus. Și noi am replicat: Emanuel! Iacov, Ioan, Petru, Emanuel, Dumnezeu este cu noi! Doamne, dacă Tu ești Emanuel, Dumnezeu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape! Și a sărit din barcă și a călcat pe ape. Pentru că Cel care poate să facă semne și minuni în viața noastră supranaturală este unul singur, Emanuel. Dumnezeu este cu noi, aleluia! Și Tu ai pășit pe ape, nu pentru că ai fost mai deștept ca alții. Și familia ta a supraviețuit atâtor vânturi și valuri, nu pentru că ai fost mai tare. Nu pentru că tatăl tău a fost păstor sau mama ta a fost o eroină. Ai supraviețuit, ai rămas în picioare, pentru că un nume a devenit o experiență. Și El este Emanuel. Dumnezeu este cu noi, aleluia! Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu este cu noi în singurătate. Și de câte ori n-am simțit și eu ghearele singurătății, de câte ori n-am simțit și eu sufletul pustiu, și mă gândesc că bătrâni sunt singuri la ora asta când eu predic, și mă gândesc când bătrâni poate n-au dormit finalul ăsta de noapte în România, pentru că deodată au simțit abandonul în sufletul lor. Sentimentul ăla că nimănui nu le pasă, că toți i-au întors spatele, poate propriilor copii pe care i-au crescut, și simt un gol imens în inima lor. Dumnezeu știe câte soții sunt care plâng singure cu soții lângă ei, lângă ele, pentru că ei și pentru ei ele nu mai reprezintă dumnealor nicio valoare. Și singurătatea le bate în geam și le-a încolțit inima de săptămâni și luni. Și poate așteaptă un moment în care să spună cineva: sunt lângă tine. Același Emanuel vine încet și neștiut, fără să facă haz și spectacol, pentru că l-a urât întotdeauna. N-a venit să-i zbească privirile nimănui, a venit încet și sigur ca la scăldătoarea aceea de la Betesda. Și a șoptit la urechea ta în seara asta: n-ai vrea situația ta să schimbe? N-ai vrea să fii sănătoasă, sănătos? Și de acolo se naște un strigăt: Doamne, n-am pe nimeni. N-am pe nimeni, Doamne. Și atunci un glas îi spune: ridică spatul și umblă. Dintr-o săritură a fost drept în picioare, lăudând și binecuvântând un singur nume: Emanuel. Astăzi este ziua mea. Dumnezeu Emanuel este cu mine. Nu știu cine sunteți aici prinși în lațurile singurătății, dar vreau să spun în seara asta: singurătatea ta poate fi curmată acum și aici, spunând un singur nume: Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci. Tu alegi. Dumnezeu va dori să fie cu noi până în ziua aceea, când finalul va fi așa: veniți binecuvântații Tatălui. De moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte din temerea lumii. Va fi cea mai frumos, cel mai frumos cuvânt, cea mai frumoasă frază. Mi-o doresc, o aștept, sunt nevrednic pentru ea. Mă lupt,
Nu întotdeauna reușesc. Dar îmi doresc atât de mult, printre amărăciunile, luptele și bucurile vieții, să pot să spun în fiecare zi un singur cuvânt, Emanuel. Nu-mi doresc succes. Nu mi-ar folosi la nimic să-l schimb cu acea frumoasă experiență. Dumnezeu este cu mine. Îmi doresc să fie cu mine Dumnezeu când predic. Îmi doresc să fie Dumnezeu cu mine când tac. Îmi doresc să fie Dumnezeu cu mine când sunt departe de familie și când mă întorc să fiu cu ei. Ne dorim ca și copiii noștri să poată să spună la un moment dat același lucru, Emanuel. Știu câte vise le voi putea oferi cu soția mea, nu știu câte lucruri le voi da. Nici ai mei nu ne-au putut da aproape nimic, dar ne-au dat de fapt totul. Ne-au dat un nume și o experiență pe care a scris: Dumnezeu este cu noi, dragilor, este cu casa noastră. Și astăzi vreau bogăția asta să o împar cu voi și să o ducem mai departe, să strigăm cu toată adunarea: Emanuel, Dumnezeu este cu noi, aleluia! Există o posibilitate tristă, care poate a fost experiența ta până în seara asta, dar nu e prea târziu să schimbi. Am citit într-o carte experiența asta, este legată într-un fel, îmi dau seama acum, de America, de țara asta frumoasă, da, care are și ea bolile ei și lipsurile ei. Spunea că acolo a fost un băiat de 14 ani care s-a săturat de tatăl său și nu l-a mai suportat pentru că toată ziua îl domina sau îl încerca să-l pună într-un șablon de pe care scrie ascultare. Și nu a mai rezistat acestei presiuni atât de mare și cum se întâmplă în frecvent în America, în familiile lor, există această armă numită pistol. Într-o zi în nebunia asta a luat pistolul și, fără să judece prea mult, a tras câteva focuri de armă și și-a pușcat tatăl. Tatăl care peste câteva ore va muri, fără să mai poată să fie salvat la spital. Copilul a fost luat de poliție, a fost dus într-o școală de reeducare și acolo, într-o noapte, gardianul a fost foarte atras de niște gemete foarte cumplite care se auzeau dintr-una din cameri. S-a apropiat și a văzut un băiețel, cum poate să fie un copil la 14 ani, care se zbătea, era tot transpirat și a dat seama că are un coșmar. Dar în zbaterea lui acolo în pat striga fără încetare: Tata, unde este tata? Îl vreau înapoi pe tata, îl vreau înapoi pe tata. Pur și simplu chiar se ridica din pat și striga: Vă rog să mi-l dați înapoi pe tata. Gardianul și-a dat seama că trece printr-un coșmar și l-a scuturat puțin. Dar copilul s-a trezit și într-un act de realitate s-a ridicat jos din pat și l-a prins și a îngenunchiat înaintea lui și a zis: Vă rog să mi-l dați înapoi pe tata. Și l-a primit cu răceala care e caracteristică unui om în funcția aceea și a zis: E prea târziu. Tu ți-ai omorât tatăl. Tatăl tău nu mai poate să întoarcă niciodată la tine. Copilul și-a dat seama că nu e un vis, că e o realitate. S-a întors și, prăbușit acolo în pat, a început să plângă în hohote. Uneori și eu am crezut că fără Dumnezeu viața o să fie mai spectaculoasă, cu aventură, fără tata. De atâtea ori parcă l-am vrut pe Dumnezeu să se întoarcă 5 minute cu spatele ca să gust o experiență pământească pe care eu am crezut că va fi dulce și grozavă. Dar a fost tristă și amară. Poate și tu l-ai vrut pe Dumnezeu departe. Poate și tu ai venit în seara aceasta aici la Colins și Dumnezeu nu este foarte aproape de tine. Pentru că de atâtea ori l-ai simțit pe Dumnezeu că îți încurcă afacerea ta, că îți încurcă aventura ta, că îți încurcă visele tale umane și poftele tale. Și ai zis: mai bine de n-ar fi Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a fost. Dumnezeu s-a depărtat. Și tu, de multă vreme sau puțină vreme, te învârți în viața asta fără El. Știi care este marea veste care ți-o dă un raport cu copilul ăsta? Dumnezeu n-a murit. Dumnezeu trăiește. Dumnezeu este viu. Iisus Hristos este viu. Iisus Hristos este în adunare. Dacă viața ta este un coșmar și strigi: Îl vreau înapoi pe tata. Dacă l-ai pierdut pe Iisus, dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, dacă tu nu poți să spui în libertate: Emanuel, Dumnezeu este cu noi, este cu mine,
Este seara când în numele Lui te invit să vii la El în seara asta, să-ți predai viața în brațul Lui. Dacă ești un fiu risipitor, întoarce-te la Domnul în seara asta. Tatăl tău te așteaptă, Tatăl tău te iubește, brațele Lui sunt largi deschise. În această seară vei putea cânta în sfârșit odată sau din nou colinda: Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este cu mine. Și n-ar fi un act de nebunie să pleci afară aici prin curte, să strigi, să stai în sus de bucurie, să rămâi la urmă, să spui păstorilor, părinților: în această seară viața mea s-a schimbat. Emanuel, 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 Dumnezeu este în sfârșit cu mine. Chiar dacă va trebui să strântești religia de pământ, chiar dacă va trebui să strântești de pământ formele drastie, merită. Pentru o experiență pe care scrie Emanuel, să faci orice și să plătești orice preț. Vă iubesc, vă prețuiesc pe toți din toată inima mea și doresc să putem să cântăm, doresc să putem să ne rugăm, doresc să putem să vorbim, dar doresc mai mult decât toate să experimentăm un adevăr. Și vor pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu să fie cu voi și toți spunem Emanuel. Amin. Amin.